Este o tânără timidă, cu un suflet mare, dar cu reacții prompte pe care și le-a dovedit într-o situație limită în tabăra de la Poiana Pinului, devenind astfel mica eroina concursului și stârnind mândria celor care au pregătit-o în domeniul primului ajutor. Vorbim despre Gabriela Biolan, cea care a salvat viața unui tânăr teribilist, s-a aruncat în piscina cu adâncime de 3 metri, punându-și viața în pericol. Spune că nu a ezitat când și-a dat seama că nu e o glumă și că a repeta oricând gestul. Pe moment nu, apoi am realizat ce putea să mi se întâmple, dar în momentele alea nu era teamă. A fost ceva spontan. Întreaga poveste cu final fericit a fost spusă jurnaliștilor prezenți marți la Crucea Roșie de către Lia Măcelaru. La piscină erau câțiva elevi de la sectorul 2 București și alte echipaje. Apa era foarte rece deoarece se schimbase în ziua respectivă și nu era nimeni în piscină. Dar la un moment dat un băiat de 14 ani a sărit în apă, neștiind să nuate și exact în porțiunea unde apa era foarte adâncă, aproximativ 3 metri. Am auzit un profesor care întreba dacă știe cineva să nuate, că se neacă un băiat. Inițial am luat-o ca pe o glumă, pentru că nimeni nu se agita în jurul lui, doar el în apă, era disperat. A insistat din nou, știe cineva să nuate, săriți, să-l salvați. La un moment dat, un membru al echipajului nostru, Gabriela, care este aici de față, a sărit imediat în apă, l-a scos de la fundul bazinului. Întâmplarea din tabără dovedește odată în plus, dacă mai era nevoie, că experiența și cunoștințele acumulate la Crucea Roșie devin salvatoare în momente cheie, cum a fost cel cu tânărul bucureștean, dar și că spiritul de echipă valorează foarte mult în astfel de situații, Gabi fiind ajutată de colegul său, Sorin Băluță. L-a scos de la fundul bazinului. Băiatul în disperare, pentru că apa era foarte rece, iar el nu știa să înnoate, deja se negrise la față, l-a aruncat de la fundul bazinului în sus, a făcut o mișcare bruscă și s-a întors cu fața către ea și a început să o bage și pe ea la fund. În acel moment, Sorin, șeful echipajului, a văzut faza de pe marginea bazinului, a sărit în apă, și a ajutat-o pe Gabriela să-l aducă la marginea bazinului.